Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Caravana filmului românesc la Onești. A trecut la cele veșnice preotul Constantin Alupei, fostul protopop de Onești. Sunt Lia la Poiana Sărată. Caravana filmului românesc debutează în acest an, duminică 30 iulie, cu un recital susținut de îndrăgitul actor Dorel Vișan, urmat de filmul Senatorul Melcilor. Deschidem în forță evenimentul în Parcul Municipal lângă Roadă, duminică 30 iulie, fix la ora 20:30, cu forța spiritului marelui actor Dorel Vișan, prin recitalul înțeleptului mânuitor de cuvinte poetice și de povestiri. Urmează filmul în care actorul clujean construiește un memorabil rol principal în Senatorul Melcilor, a declarat Ionu Stenie, directorul Direcției de Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Onești. Luni 31 iulie, de la ora 21, intrăm în universul fantastic al marelui cineast Ion Popescu Gopoc, de la nașterea căruia se împlinesc 100 de ani. El l-a distribuit pe tânărul și cuceritorul Florin Piersic, în rolul principal al fiului de împărat din De-aș fi Harapal. În această adaptare quasi-parodică a poveștii lui Ion Creangă, flăcăul cel mic de la care nu existau mari așteptări, reușește să-l învingă pe spânul cel mare și rău și să recucerească împărăția. A doua zi, marți, 1 august, de la ora 21, descoperim o altă față a regizorului și animatorului Ion Popescu Gopo în filmul său Maria Mirabela din 1981. El îngemânează maestria desenului animat cu efectele speciale și cu interpretarea celor două copile, Gilda Manolescu Maria și Medea Marinescu Mirabela. Personajele animate ale acestei povești prin viață prin vocile unor mari actori români. Este vorba de Anda Călugăreanu, Wacky, Alexandrina Halic, Omide, Mihai Constantinescu, Scăpărici, Demrădulescu, Regele Omizilor. Cine își închipuia că problema dreptului intelectual și afacerea cu doctorate plagiate e ceva nou, se înșală. Din 1982, campionul necontestat al comediei cinematografice românești, Joe Osaizescu, realiza filmul Șantaj. Joi 3 august, de la ora 9, intră în scenă Sergiu Nicolescu, așa cum îl știm în plină acțiune, fără ezitare, mereu la țintă. În ringul, el și versiunea lui tânără Constantin Brânzea își pun și mănușile de box. În povestea scrisă de Ioan Grigorescu despre răzbunarea unui român pe un fost ofițer nazist care l-a folosit drept sac de box pe când românul era deținut într-un lagăr de concentrare din al doilea război mondial. Vineri 4 august, de la ora 20, sub genericul Seară Cenacul Flacăra 50, Andrei Păunescu semnează introducerea muzicală la filmul despre tatăl său și opera sa de cultural. Caravana filmului românesc 2023 la Onești se încheie sâmbătă 5 august de la ora 21 cu proiecția filmului Nunți, botezuri, înmormântări, o comedie semnată de regizorul Alexandru Lustic, scrisă de tatăl său, dramaturgul și scenaristul Adrian Lustic. Cu această peliculă, regizorul și-a făcut debutul în film în 2022. Evenimentul va fi organizat în Parcul Municipal Onești, în fața sălii polivalente Nadia Comăneci. A trecut la cele veșnice preotul Constantin Alupei, fost protopop de Onești. Părintele protoiereu Constantin Alupei a plecat la cel pe care l-a slujit toată viața. Trupul este depus la Catedrala Pogorârea Sfântului Duh din Onești. Părintele protoiereu Constantin Alupei s-a născut pe 17 martie 1951 în Taslăul de Sus, Raionul Moi, Nești. În prezent, Comuna Zemeș, fiind al 10-lea copil din cei 12. Școala generală a urmat-o în satul natal. În toamna lui 1966, cu binecuvântarea preasfințitului episcop Partenie Ciopron, a început cursurile seminarului teologic de la Mănăstirea Nemț, pe care îl absolvă în 1971. Iar în perioada 1971-1975 urmează cursurile Facultății de Teologie de Grad Universitar București. Între anii 1971-1975, pe perioada vacanțelor, a fost angajat operator sondor la Schela Zemeș. Pe 6 iulie
1975 s-a căsătorit cu Mariana Dârlău, învățătoare, și în 1976 s-a născut Justinian, care s-a căsătorit cu Raluca Maria, biolog, și au dat naștere la 3 copii, Teodora, Matia și Maria, și Nona, care s-a născut în 1982, medic, care s-a căsătorit cu Dan, medic, și au dat naștere la 2 copii, Ana și Ștefan. Pe 7 septembrie 1975 a fost hirotonit diacon la biserica din Măldărăști și pe 14 septembrie 1975 este hirotonit preot la biserica din Cuci, pe seama parohiei Rădeana, comuna Ștefan cel Mare, protoieria Târgu Ocna. În urma cutremurului din 4 martie 1977, cele 3 biserici din cadrul parohiei, mănăstirea Bogdana, Rădeana și Gutinaș, au suferit mari avarii, părintele implicându-se cu mari eforturi în repararea lor. Biserica de la Gutinaș, care a suferit cele mai mari avarii, a fost reparată și sfințită în 1978. Între anii 1979-1990 a îndeplinit funcția de misionar protopopesc. Pe 1 iunie 1980 a fost transferat la parohia Sfântul Nicolae din Onești, unde începe lucrările de reparație, consolidare și executarea picturii la biserica ce fusese grav avariată în urma cutremurului, iar în 8 octombrie 1989 s-a oficiat slujba de târnosire de către Înalpreasfințitul Eftimie. În luna februarie 1990 încep demersurile pentru construirea Catedralei Pocorârea Sfântului Duh, iar pe 3 iunie 1990, ziua cincizecimii, se pune piatra de temelie de către Înalpreasfințitul Eftimie. Între anii 1991-2000 a predat religia la mai multe școli generale și licee din Onești. În 1997 se înființează parohia Pogorârea Sfântului Duh și devine parohul Catedralei, activitate desfășurată până pe 1 mai 2017. Cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, rămâne încadrat ca preot slujitor la acest edificiu, pentru care s-a jertfit până la plecarea sa în veșnicie. Din 1 mai 1999 a fost numit protopop al protopopiatului Onești, misiune desfășurată până pe 1 martie 2016. În 1 martie 2016 până pe 4 mai 2017 a ocupat funcția de inspector eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Dumnezeu să-l odihnească alături de cei drepți, iar familiei multă putere pentru a trece peste acest moment greu. Ați venit și ați depus omagie la părintele protopop, da, Constantin Alupei. Da. A fost apropiat de dumneavoastră? A fost duhovnicul nostru. Văd că sunteți foarte afectată. Da, sunt. Era un om de suflet. Un om care ne-a ajutat mereu. De cât timp îl cunoașteți? De când au pus bazele catedralei. De atunci? De atunci, da. Că suntem în zona de sus a orașului și aparținem de aici, de catedrală. Vestea a căzut ca un trăsnet, că dumnealui a trecut, da, la cele veșnice, așa-i? Da, dar l-a slujit o viață pe Dumnezeu și merge la Dumnezeu în continuare. Am văzut că ați venit să aprindeți o lumânare aici la da, părintele Constantin Alu. Că era părintele nostru de suflet și l-am iubit mult și Dumnezeu să-l ierte. A fost pe duhovnicul dumneavoastră? Da, venea și mă împărtășam de multe ori la el, dar în ultimul timp m-am plecat și m-am dus în altă parte cu serviciu și n-am mai putut veni aici. Am înțeles. De când timp îl cunoașteți pe părintele? Foarte mulți ani. De foarte mulți ani îl cunosc. Nu știu exact ani acum, dar foarte mulți ani. Era bun părintele? Era blând. Dădea sfaturi. Eu dat niște sfaturi. N-am să-l uit niciodată. Niciodată n-am să-l uit. Bă, că sunteți foarte afectată de moarte. Da. Da, multă putere și frumulă. Mulțumim Dumnezeu să-l ierte și o să-i fim tot timpul, să-i aprindim o lumânare și să fim o rugăciune pentru el tot timpul. Eu m-am rugat pentru sfinția lui și pentru fiul lui. Da, era un om deosebit. Un om deosebit, am și emoții așa. Da. Ați venit să depuneți omagii, condoleanțe. Condoleanțe, pentru că noi am fost exact de când a început catedrala cu părintele Constantin și pentru noi a fost omul care a fost apus sufletul în toate, în catedrala asta, care, într-adevăr, cu dragoste mari s-a ocupat de acest locaș sfânt. Cu multă dragoste a înconjurat, văd că pe Ionoriaș, multă lume este foarte afectată. Sigur că da, pentru că a fost în mijlocul nostru, a fost apropiat de noi, a fost
cu dăruire extraordinar de mult. Mai țineți minte de când îl cunoașteți pe părintele? Îl știu de când a început catedrala. De când a început catedrala, că de acolo am fost și acolo chiar am fost în corala catedralei. Am făcut și acum, dacă eu sunt cu videoclipul, dau drumul ăla, că la amintire. Mi-aduc aminte. În 2013 am făcut o excursie și toată excursia asta, părintele a suportat-o. Și așa cu dragoste, cu noi cu corala așa frumos. Am niște filme acolo și așa, a rămas așa în amintirea noastră, foarte, foarte frumos. Și mi-aduc aminte, chiar când făceam repetiție la corală, mergeam jos acolo, la jos, așa, și mi-a părintele și povestea și spunea că te-am fost o leacă la București să mai faci o leacă de fonduri pentru catedrală, că el a fost piesa care s-a ocupat și că am ajuns pe la Buzău și am pus o leacă capul jos o oră jumate, că nu mai puteam, erau opositari. S-a dăruit cu toată dragostea pentru slujbașul acesta. Da, așa este, a fost inima, să zicem, e, și inima. Cel care a ajutat. Sigur că da, sigur că da, sigur că da. Câteva cuvinte, dacă îți transmiteți familiei îndurerate. Să-i întărească bunul Dumnezeu, să le dea putere și sănătate și tot ce este mai bine. Să trăiască, să pomenească, sigur că da, sigur că da. Weekendul trecut a fost mare sărbătoare în satul Poiana Sărată din comuna Oituz. De la cel mai mic până la cel mare au sărbătorit Sântilia, dar și împlinirea a 200 de ani de la înființarea satului. La invitația echipei organizatorilor, colonel Marian Petrescu și a preotului Sine Lăzărel au răspuns un număr mare de oficialități locale, județene, dar și de la nivel central. Este vorba de Mircea Fechet, ministrul mediului, apelor și pădurilor, Claudiu Năstase, secretar de stat, subprefectul Narcis Jitaru, dar și consilierii județeni și locali, Cezar Olteanu și Elena Pașcu, Apă Văloaie. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Dragi poienari, stimați locuitori ai comunei Oituz, atunci când domnul primar m-a invitat la acest eveniment, mi-a spus că ar fi bine să nu lipsesc din mai multe motive. În primul rând, pentru că am bucuria de a mă afla la această frumoasă aniversare, 200 de ani de la înființarea satului Poiana Sărată, mă face să cred că un eveniment la fel de important se va mai petrece peste încă 100 de ani, dar cine știe ce o mai fi atunci. În același timp, mi-a spus domnul primar că voi vedea astăzi aici și am văzut deja modul extraordinar în care ne păstrăm tradiția, ne păstrăm obiceiurile, ne păstrăm cultura, unicitatea costumelor tradiționale ale copiilor și nu numai ale copiilor din spatele meu. Și vă mărturisesc că din toate aceste motive, în calitate de membru al guvernului și în calitate de parlamentar, mă simt extraordinar de onorat să vă fiu astăzi alături. Aș dori să felicit nu doar pe organizatorii acestui frumos eveniment, nu doar pe reprezentanții administrației publice locale, nu doar pe frații noștri de peste Prut care sunt astăzi alături de noi, dar să-i felicit pe cei care dau suflet evenimentului, referindu-mă la persoanele care contribuie în mod activ la păstrarea obiceiurilor noastre. Și nu în ultimul rând, aș vrea să felicit pe toți acei poienari, pe toți acei oameni care au venit, unii dintre ei de peste mări și țări, pentru a sărbători împreună, pentru a păstra vie unicitatea lucrurilor despre care am vorbit mai devreme și pentru ca, dacă îmi permiteți să fac astăzi, acum, o astfel de legătură, pentru că tocmai ce am ieșit din biserică, pentru a nu lăsa să se stingă, oricât de tare ar bate vântul, această flacără a spiritualității românești, a tradițiilor noastre de la Poiana Sărată, ale tradițiilor din comuna Oituz, din județul Bacău și nu numai. Așadar, la mulți ani, dragi poienari! Sper să ne vedem cu bine și la anul
și peste mulți ani și să ne ajute Dumnezeu. Sănătate! Dragă părinte, stimate oficialități, dragi invitați și dragi și frumoși poienari, am o deosebită plăcere să fiu prezent astăzi în mijlocul dumneavoastră aici. Este un sentiment care nu prea m-a mai încercat de mult timp. Mă confund cumva cu aceste meleaguri deosebit de frumoase în zona munților și în momentul când am intrat aici în această curte frumoasă, un pas pe care l-am făcut, am făcut o cruce mare intrând în biserica din spatele meu, Biserica Neamului. E un sentiment profund pentru că înțeleg că evenimentul de astăzi se desfășoară în jurul bisericii. În jurul bisericii s-a construit, în primul rând, această comunitate frumoasă. În jurul bisericii s-a construit școala pe care o vedem în fața noastră. În jurul bisericii a crescut comunitatea și iată că astăzi sunteți în mijlocul nostru și ne putem bucura împreună cu toții că Poiana Sărată face parte din comuna Oituz și este calea de intrare în Moldova, în cazul de față. Chiar dacă sunt mulți kilometri de ajuns până aici, până această zonă frumoasă, să știți că pentru oficialități, pentru cei de la județ, așa cum mai spun și au spus cei de astăzi, nu este un efort prea mare de a ajunge aici și de a răspunde tuturor nevoilor locale. Vreau să vă transmit, în primul rând, că sunt noi, cei de la Instituția Prefectului și celelalte instituții ale statului, vă suntem alături în toate demersurile pe care le faceți pe cale instituțională și nu numai, și sunt la curent cu problemele care țin, în primul rând, de această comunitate din jurul bisericii. Iar părintele mi-a povestit că sunt multe de făcut ca acest sat să înflorească și mai mult. Noi încercăm să vă fim alături și vă mulțumim încă o dată că ne-ați invitat la acest eveniment, să cunoaștem și noi istoria locului, tradițiile locale și mai cu seamă oamenii. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți aici, îl felicit și pe domnul primar Claudiu, pentru că se vede că un suflu tânăr aduce ceva important într-o comunitate și împreună cu cei mai în vârstă reușim să dezvoltăm tot ceea ce este necesar aici. Iar părintelui îi doresc multă sănătate și putere de muncă ca în continuare să vă aducă aproape de biserică, ceea ce este mai important. O sărbătoare frumoasă să aveți cu toții și un sincer la mulți ani! La Biserica Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Bacău a avut loc a patra ediție a Școlii de Vară de Artă Naivă, organizată în parteneriat cu Cercul de Artă Plastică Terapie prin Artă de la Școala Populară de Arte Bacău. Școala a reușit să strângă peste 80 de copii din comunitatea băcăoană. Din prima zi, copiilor le-au fost explicate primele reguli de aplicat atunci când faci un desen sau chiar o pictură. La deschiderea cursului au venit să stea de vorbă cu elevii despre artă, pictură și pasiunea lor Carmen Voisei, directoarea Școlii Populară de Artă, profesor Aurel Stanciu și Augustin Cojocaru, părintele paroh Livia Petrei, părintele Laurențiu și poeta Victoria Leonov, dar și voluntarii care au ajutat la organizarea cursului. Am rămas profund impresionată de lucrările voastre. Să știți că școala de vară nu s-a terminat. La noi, la Școala Populară, școala continuă până pe 28 iulie. Vă așteptăm în continuare, dacă doriți, pentru dansuri populare, pentru cusuțe sud, pentru ceramică, pictură în continuare, deci dacă doriți, vă așteptăm cu drag. Școala este gratuită și bineînțeles că și noi oferim acolo alte diplome și îndrumări pentru voi, cei care într-adevăr aveți talent. Bucuria de a avea în mijlocul nostru copii de toate vârstele, de a avea în mijlocul nostru domni și doamne profesoare care i-au ghidat în călătoria frumoasă a acestei săptămâni, a școlii de vară, în arta picturii, a desenului, atât pe sticlă, pe pânză, pe lemn și diferitele activități în care au fost ancorați cu toții pentru a se bucura de frumoasa vacanță și binemeritata vacanță. Bineînțeles, așa cum am spus, în compania Sfinților, și a tuturor celor care au contribuit și contribuie la dezvoltarea sufletească și intelectuală a copiilor noștri. Cred că e a patra oară de când sunt aici în tabără la dumneavoastră, școala de vară, școala tabără de toamnă, și sunt bucuros
că am fost să invita așa anul acesta decât părintele și mulțumesc frumos și părintele Laurențiu și astăzi încheiem săptămâna noastră de muncă, de creație, de pasiune, de dăruire care ați făcut-o dumneavoastră pentru și mi-a părut bine când n-ați venit de acasă tras lucrările de la imprimante. Voi ați creat astăzi și ați simțit voi. Cum ați văzut voi, cred că de multe ori se spune în ochii minții și ați spus pe pânză povești, povestele și ați gândit dumneavoastră spontan. Și asta mi-a plăcut foarte mult la dumneavoastră și la doamne profesoare care au lucrat în continuare cu alte echipe și, și sunt mândru că pot să în drum și să promovez arta noastră băcăoană. Este un efort foarte mare. Cineva zice, a desenează. Nu. A desena este un efort intelectual foarte greu. Pentru că nu copii o idee. Trebuie să o spui tu. Și cum o spui? Deci trebuie să o spui în așa fel ca privitorul să-i placă, să spună gândurile voastre. Am văzut în aceste tablouri flori de câmp. Am văzut străluciri. Toate desenele au reflectat lumină, au reflectat frumusețe, au reflectat culoare, ceea ce și toate sunt izvorâte dintr-un sentiment curat de copil, dintr-un sentiment nevinovat. Tablourile v-am spus că împrăștie lumină și asta înseamnă puritatea care o aveți voi în suflet, ați exprimat-o în aceste desene. La final a avut loc vernisajul expoziției cu lucrări realizate de copii și au fost acordate diplome participanților. Școala de vară a Universității Vasile Alexandri din Bacău, responsabilitate față de viitorul nostru la final. Vineri 21 iulie s-a încheiat Școala de vară, responsabilitate față de viitorul nostru, realizată la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, în cadrul proiectului Cercetarea din laboratoare către societate, dezvoltarea capacității de cercetare a Universității Vasile Alexandri din Bacău, prin valorificarea apartenenței la ecosistemul CDI din regiunea Nord-Est. Evenimentul organizat în colaborare cu Liga Studenților din cadrul Universității Vasile Alexandri din Bacău s-a bucurat de participarea unui grup mare de liceeni din Onești, Moinești, Adjud, Sascut, Piatra Neamț, Vaslui, Târgohna și Gura Humorului, care au experimentat cu acest prilej o săptămână de locuit în căminele studențești. Desigur, cei mai numeroși au fost elevii din Bacău de la clasa a 8-a până la clasa a 12-a. Curiozitatea și dorința de a experimenta i-a adus pe elevi din cadrul unor laboratoare unde profesorii și invitații acestora au pregătit activități atractive care au acoperit toate domeniile în care Universitatea Vasile Alexandri din Bacău oferă formare la nivel de licență, master și doctorat. Toate atelierele au fost apreciate în mod diferit, în acord cu interesele și pasiunile elevilor. Unii au fost atrași de aspectele specifice diferitelor domenii în funcție de area de interes, iar alții au apreciat activitățile de grup, ori evidențiarea rolului diversității și a conștientizării efectelor acțiunilor întreprinse asupra comunităților și mediului global. O parte dintre elevi au participat la o vizită la Aerostar, o altă activitate a fost derulată la Observatorul Astronomic Victor Anesin din Bacău, iar Biblioteca Universității a găzduit evenimentul Învățător la 95 de ani. Deși temperaturile ridicate au constituit o provocare, s-au desfășurat și activități sportive, iar serile au fost dedicate activităților recreative, discuțiilor și schimbului de experiență și de impresii dintre participanți. Firul roșu care a legat toate activitățile a fost atitudinea de a fi responsabil. Această abordare a fost gândită în acord cu aplicația Responsabilitate față de generațiile viitoare, propusă în cadrul apelului Erasmus Plus, inițiativa pentru universității europene din ianuarie 2020. La care Universitatea Vasile Alexandri din Bacău a colaborat în cadrul consorțului împreună cu 6 universități partenere. Este vorba de universitate din Olanda, Austria, Germania, Spania, Finlanda și Belgia. Începând cu ediția din vara anului 2024, Școala de Vară va avea porțile deschise și pentru studenții acestor universități partenere în cadrul consorțului UP University. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Joi 27 iulie, cerul va fi parțial noros, vremea se mai răcurește, vom avea parte de ploi. Maxima zilei nu va depăși 20 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Vineri 28 iulie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, maxima zilei ajunge până la valori de 27 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.